Cele mai tari știri ale săptămânii vă sunt prezentate de Cornelia Ionescu și Sorin Pușcașu. Bun găsit, sunt Cornelia Ionescu și de la această oră, cam fiecare zi de joi, alături de colegul meu, Sorin Pușcașu, prezentăm Wow Jurnal. Bună, Sorin! Bună, Cornelia! Nici nu vine să cred că ești aici! Am venit acasă! Bună, Cornelia! Bună, oameni dragi! Am venit, sunt înapoi în platouri. Vreau să vă mulțumesc pentru toate cuvintele frumoase pe care mi le-ați adresat de-a lungul... Două săptămâni, da! Acestor două săptămâni, să spun așa, de lipsa mea. M-au încărcat pozitiv și uitați cu ce energie am venit și puțin schimbat. Da, ce ai schimbat. Unde e părul? Unde este barba? Îmi spuneai tu mie că vei fi la știri numai cu codiță la spate. Unde? Te-ai tuns? Te-ai frezat? Am luat decizia să mă tund. Până la urmă mi-a dat voie și Laura. Asta pentru că îmi cădea și părul foarte mult. Fiind foarte mare, îmi cădea părul și ne era teamă să nu... Lăsăm păr pe la bebe, pe burtică, pe piciorușe, pe mânuțe, să nu ia în guriță și așa că am zis, hai să mai mă tut. Iar data viitoare s-ar putea să vin și mai tuns, deci. Da. O să vin așa cât un șoc pe săptămână. Bebe. Da. Deci, fără păr. Cum e să fii tăti? Da, n-am cuvinte, adică multă lume mă întreabă treaba asta, cum e să fii tăti, cum e acum. Mi-e foarte greu să exprim în cuvinte, dar este cel mai minunat lucru care mi s-a întâmplat în viața asta. Recunosc că este și greu, nu pot să spun că e ușor, adică oameni buni, dacă faceți copii, să nu vă așteptați că e așa, hai facem un copil și trecem peste, nu. Este greu, dar din ce punct de vedere? Că nu mai dormi atât de mult. În schimb, ce vreau să spun este că înainte, dacă mă trezea cineva, mă enerva. Acum mă trezește cineva... O dată la două ore sau poate chiar și la o oră. Și mă trezesc cu zâmbetul pe buze. Și o fac cu drag. Și mă ridic. Și plimb. Și șterg. Și spăl. Și toate alea și nu mai am nicio problemă. Adică o fac cu mare drag. E greu, dar nu simți oboseala aia. E o altfel de satisfacție. O să te mai întreb câte ceva despre această perioadă, care este foarte frumoasă, nu numai în viața unei femei, ci și în viața unui bărbat. A trecut ceva vreme de când tu n-ai mai venit aici în studio, două săptămâni de când ai devenit tătic. Mie, sincer, mi-a fost foarte greu fără tine aici în studio. Mi-aș fi dorit foarte mult să-mi dai din energia ta și din latura asta ta pozitivă. Uite că ai revenit aici, iar noi, colegii de la Wow News, vrem să-ți facem o surpriză, o mică surpriză. Știu că ai de toate, că ai luat și căruciorul, că ai și Suzeta mea pentru bebe pe care ți-am adus-o din Turcia. Însă aici, toți colegii ți-am spus deci că te iubesc, da, toți mi-au colegii te iubesc și ți-au făcut cadou acest tablou. Vreau să le explic un pic pentru oamenii de acasă și pentru tine, în principal pentru tine. Așa arăta cerul la ora la care s-a născut băiețelul tău. S-a făcut de găină. Și aici avem... Este ora la 4:15 dimineața. S-a născut băiețelul tău, echipa noastră Wow News s-a gândit să-ți ofere un cadou pe care să nu-l uiți niciodată și vreau să citești un pic. Eu nu mai pot să mai citesc mesajul. Citești tu, că e pentru... Citesc eu, doamnă, în primul rând vreau să vă mulțumesc. Dar nu, întâi citesc mesajul. Pentru un băiețel Wow de la echipa Wow News. Da, și trebuie să-l și întorci. Aoleu, stați așa. When love becomes apoi... life, happiness gets a name. Trebuie și să-l traduci pentru cei care ne urmăresc. Caul, deci am emoții, stați așa că bate ca să vedeți și voi. Este o emoție, nu știu, acum orice primesc este o emoție foarte mare, pentru că n-am mai trăit astfel de sentimente. Vreau să vă mulțumesc din toată inima mea că v-ați gândit la mine și la Bebe și la Laura. Și ăsta o să fie undeva în spatele lui, unde doarme el așa, bine, că doarme cu noi acum, încă nu i-am la pătuți, pentru că nu vrem să stea în pătuți, vrem să stea cât mai aproape de noi. Da, știu, așa e sentimentul. Da, și nu ne vine să-l lăsăm nici din brațe, din nimic. Vă mulțumesc mult de tot, vă mulțumesc din suflet. Și faptul că ați scris aici și ziua în care s-a născut, și ora, și unde. Și mesajul, și aici sunt și coordonatele, și mesajul, da, și mesajul. Sunteți...
minunați și am o echipă minunată. Vă iubesc! Să știi că toți, absolut toți colegii, de la prezentator, de la producător, de la redactor șef, de la cei care lucrează în spatele camerelor, toată lumea a dorit să pună un pic de suflet în acest tablou și să-l ai acolo, lângă tine, lângă patul lui Bebe, să-ți aduce aminte puțin de noi, iar noi să putem să-ți transmitem ceea ce simțim noi pentru Bebe, dar în special pentru tine. Ești un coleg special pentru noi și te îndrăgim foarte, foarte mult, așa cum am spus și acum 2 săptămâni. Da, este un gest superb și încă o dată vă mulțumesc. Acum mă gândesc doar cum o să-l transport pe tren la întoarcere, dar asta nu este o problemă. La un moment dat chiar am vrut să fac și eu o chestie de genul, dar pentru Laura. Exact aceeași idee, dar pentru Laura. Iar faptul că ați făcut-o voi pentru Bebe și pentru noi, m-a emoționat. Acum ești emoționat, dar poate până la sfârșitul emisiunii o să citești și mesajul cel scris în engleză pentru oamenii de acasă. Eu l-am citit în engleză, dacă vreți vi-l traduc. Așa? Când dragostea devine viață, bucuria primește un nume. Vezi? Iar bucuria noastră în momentul de față este Zain, că poate lumea nu știe cum să pronunțe. Este Zain Alexander, pe care îl iubim tare de tot, tare de tot. Iar cei care au copii, cred că știu cunosc acest sentiment. Nu l-am cunoscut în totalitate până nu s-a născut, dar acum pot să zic că sunt și eu în rândul oamenilor cu copii și pot să mă dau și eu părerea, să zic, da, știu și eu cum este. Că să fac o băiță unui copilaș. Da, da, da. Eu zic că mă descurc, adică referitor la toată treaba asta mă descurc, pentru că dacă tot vorbim despre subiectul ăsta, el s-a născut puțin mai devreme, din păcate s-au întâmplat câteva probleme cu sarcina. Da, ar fi trebuit să nască mai târziu. Da, el, bebele ar fi trebuit, Zain, ar fi trebuit să se nască ieri sau astăzi. Din păcate, sau mă rog, pot să spun și din fericire, pentru că noi am plecat, am zis eu să fim precauți, să plecăm la Constanța, pentru că ne doream să nască Laura la o clinică de acolo. Și am zis, hai să fim precauți, să plecăm câteva săptămâni înainte. Și am plecat pe data de 8. Am ajuns acolo, pe data de 8 am avut și o programare la doctorul cu care a făcut Laura operația. Și imediat după consult am plecat și Laura a început să aibă contracții. Și am tot stat, am spus că este normal până s-a făcut 1:30 dimineața. La 1:30 i s-a rupt apa. Era Rozalie, să spun așa, deci ne-am panicat puțin. Am întrebat-o pe moașă prin mesaj ce se întâmplă. A zis tot să mergem la clinică și vedem acolo dacă este bine sau nu este bine. Și noi am zis că mai stăm, că Laura nu se simțea atât de rău. Am zis că mai stăm puțin. Și am mai stat puțin, ne-am pregătit într-un final, am plecat. A venit așa, ne-a luat, am ajuns la clinică și la clinică atunci ne-am dat seama cât era de serios, pentru că asistentele, când au văzut-o pe Laura, au început să țipe pe acolo, pe coridoare, să țipe una la alta. Au luat-o repede, nici n-am apucat să mă duc cu ea, trebuia să completez niște chestii de internare și într-un final am lăsat alea completa nașa, am reușit și eu să ajung acolo sus lângă ea. Cred că și tot ai panicat, adică nu realizai ce se întâmplă. Da, inițial și eu și Laura eram liniștiți, adică eram foarte calmi, am zis, băi, hai să ne calmăm, totul este bine, totul va fi bine, ca să nu intrăm și noi în panică, dacă intram și noi în panică, poate era și mai rău. Și acolo am văzut cât este de serioasă toată treaba, am ajuns sus și când a venit doamna doctor a spus, draga mea, a spus Laura, draga mea, nu mai este de naștere naturală, sper că înțelegi treaba asta, noi vorbisem și înainte cu ea. Nu mai este de naștere naturală, este de cezarian, pentru că i s-a desprins placenta. Chestia asta că se întâmplă foarte rar, se întâmplă la 10% din femeile care nasc. Din păcate, asta s-a întâmplat, i-a curs foarte mult sânge, bebele a înghițit sânge și, din păcate, dacă ne-a spus doamna doctor, dacă mai întârziam,
ar fi putut să nu mai fie bebele și, nu știu, și să nu mai aibă ferește. Oxigen, Doamne ferește. E important este că totul e bine, adică gândim totul pozitiv. Eu am fost acolo lângă ea, lângă Laura, m-au lăsat să fiu lângă ea. Am stat chiar la capul ei atunci când îi făcea cezariană. Au fost și momente amuzante, pot spune așa, acum povestindu-le, le-am povestit și ei, am și făcut ceva filmări, dar nu pot să vi le arăt. Laura era sub anestezie și na, era mai amețită, era mai cum e omul sub anestezie. Mai spune niște lucruri. Da, și l-a scos, a reușit doamna doctor, l-a scos pe bebe, l-a pus pe masă, unde a trebuit să-i facă anumite proceduri pentru a-i scoate sângele pe care îl înghițise. O asistentă i-a luat capul Laurei și l-a întors așa într-o parte ca să-l vadă pe bebe și zice, uite, s-a născut bebele. Ea l-a văzut, începuse să plângă și îmi zicea, Sorin, e cel mai frumos copil pe care l-am văzut. După aia mă întreba, are toate degetele, are ambele mâini, are ambele picioare. Zic, da, Laura, da, le are pe toate, le are. Și în timp ce se uita acolo, doamna doctor începuse să-i coase ce era de cusut acolo și ea simțea ceva mișcare în burtă. Și zice, aoleu, mișcă, ia uite, a început să dea picioare în condițiile în care îl văzuse pe masă acolo. Și ia uite-l, mișcă, cred că dă picioare și eu de acolo să nu se panicheze. Zic, da, da, a început să miște, mai dă picioare. Da. Dar ai avut voie să fii în sală, fiindcă în perioada asta de pandemie a fost foarte greu pentru persoanele însoțitoare să poată fi acolo. Din fericire, pentru că Laura s-a documentat foarte mult pe treaba asta, noi și de-aia am ales acea clinică de la Constanța, pentru că era singura clinică unde putea bărbatul să participe, și tatăl să participe, indiferent că era pandemie sau nu. Dar chiar în ziua respectivă, cred că pe data de 7 sau 8, nu mai știu exact, s-au ridicat restricțiile și cred că s-a putut și în alte clinici. Dar acolo, indiferent cum era, am putut și am stat internați trei zile, am ales să mai stăm încă o noapte pentru că Laura nu se simțea chiar foarte bine să meargă pe picioarele ei și am ales să mai stăm încă o noapte, așa că am stat 3 zile acolo. După ce s-a născut bebele, am mai ținut-o puțin și pe Laura și pe bebe. Eu am fost de față cu asistenta și cu bebele când l-au cântărit. Avea 3,120 kg. L-am mai ținut jumătate de oră până l-am mai șters una alta. Eu m-am dus în cameră, i-a adus după jumătate de oră pe amândoi și după aia 3 zile am stat doar noi trei în acea cameră. Nu l-a luat pe bebe niciodată de lângă noi. Să înțeleg și... că tu l-ai văzut primul pe bebe, nu? Da, ea l-a simțit, eu l-am văzut primul pe bebe. E un sentiment foarte frumos. Povesteam și eu aici că atunci când a născut sora mea, când l-a născut pe Vladimir, eu am fost prima persoană pe care l-a văzut și l-a luat în brațe. Și vreau să spun că am trăit așa probabil niște momente pe care nu le-am mai trăit după și simt exact ce a fost în sufletul tău ca tată să-l iei în brațe pe băiețel în condițiile în care ați avut parte de niște experiențe foarte neplăcute în ultima perioadă. Da, dacă privești partea pozitivă, cumva treci peste, adică am stat și ne-am gândit de ce să stăm să ne gândim în urmă și să ne facem rău și că ar fi trebuit să fie altfel. Ea și-a dorit foarte mult nașterea naturală, asta și pentru bebe. Lasă acum, cezarienele sunt foarte mici, doar o tăietură insesizabilă. Da, am trecut și peste faptul că a fost ceva dificil. Doamna doctor i-a spus acum, Laura i-a spus că la următorul ar trebui să ia gândul de la naștere naturală. Asta deci la următorul deci trebuie... vă gândiți deja la următorul, noi da? Noi ne-am tot gândit, da, că vrem mai mulți. Dar și Laura trebuie să se gândească că nu mai există naștere naturală. A intrat în ideea asta, nu mai are o problemă. A înțeles că așa trebuie să se întâmple. Și atunci a fost foarte receptivă când a venit doamna doctor și a spus... Laura, îmi pare rău, nu mai putem să facem natural, trebuie să facem cezarean. Și a zis, doamna doctor... oricum, numai bebele să fie bine și facem orice este nevoie. Așa e, normal că s-a gândit la lucrul ăsta, era însărcinată în 8 luni. În 8 luni, da, în 37, da. Aproape 38 de săptămâni.
Da. Ce e important în acest moment? Ambii, și mamă și copil, sunt sănătoși. Tu ești aici alături de noi, un tătic foarte fericit și noi suntem fericiți odată cu tine. Ești primul nostru prezentator care a devenit așa tătic în perioada asta, de când avem noi canalul nostru de YouTube Wow News. Iar cadou, repet, cadou pe care noi ți l-am făcut toată echipa Wow News a fost din suflet și a fost ceva care să fie acolo, tot de inimă. Știm că te ating lucrurile astea. Mă știți că sunt sensibil, da, și de-aia da, mă lucrez la sentiment. Deși nu par. Da. Da, nu par, dar sunt sensibil și ați știut să-mi atingeți coarda aia acolo. Da. Și Laura este și o felicităm din tot sufletul pentru copilaș. Tu o să vii de fiecare dată aici cu cearcăne, o să te întrebăm câte boițe ai făcut, câte ore ai dormit. Da, să știi că le fac cu atât de mare drag. Păi ești la început. E și la, într-adevăr, că toată lumea ne zice, băi, stați așa puțin că e la început, că poate acum vreți aia, că nu, mai lasă-mi-l și mie, mai dă-mi-l și mie, de să-l mai țin și eu. Hai să vezi după aia când o să zici, nu, ține-l tu, ba nu, ține-l tu. Da, o facem cu drag și nu se simte la fel oboseală. Adică dacă aș fi făcut altceva cu același efort, aș fi fost obosit rău de tot. Acum probabil dormeam pe canapea. Dar făcând treaba asta cu Zain, nu mai am nicio problemă. Ești viu, oamenii de acasă te felicită pentru copilaș. Așa este. Mă bucur foarte mult pentru gândurile acestea pozitive pe care ni le trimiteți. Doamna Cici, să știți că eu nu sunt supărată, din contră, sunt foarte veselă. Pentru Sorin, că are un copil minunat și pentru faptul că este aici, lângă mine. Una este prin intermediul Skype-ului și alta e aici, iar din această săptămână sper că nu mai îi pun vreo absență motivată. Va fi aici să comentăm toate știrile. Și dacă tot a venit aici, să-l punem și la treabă, să comentăm prima știre, prima și eterna știre, dar e o știre care are tot timpul o continuitate. Și de v-am spus eu, dumneavoastră, aici, că noi vom urmări subiectul. Este vorba despre Ana Maria Prodan. Săptămâna trecută v-am prezentat faptul că ea are un nou iubit, era cu semnul întrebării la vremea respectivă. Eu am dat câteva detalii care par a prinde contur acum. Că v-am mai zis că mai știu și eu câte ceva din culise și bineînțeles că o să le redau dumneavoastră. Am văzut și prima poză cu iubitul Anei, adevărat. Imaginea pe care ea a postat-o pe internet este cumva irelevantă pentru anumite persoane, este cu spatele domnul respectiv. Însă e un pas înainte pentru Ana, care eu știu că foarte multă vreme nu a dorit să vorbească despre acest subiect. Este un pas înainte pentru ea, într-adevăr, dar pot spune, acum să fiu și eu puțin cărcotat, și este și un pas înapoi, pentru că ea a declarat că nu face gesturile pe care le face altcineva și știm cu toții unde bate, adică nu se va afișa cu cineva prea curând, nu va anunța că a rămas gravidă, nu își va relua viața până nu se termină un divorț, dar totuși, chiar și poza aceasta postată în care este cu spatele, e clar că e tot o afișare. Că nu se vede fața, e altceva. Sau putem să o mai luăm că vrea să dea un exemplu, așa mă gândesc eu, poate vrea să dea un exemplu și poate acela nici nu este un bărbat, poate să fie chiar și o femeie cu, nu, deghizat. N-are că se îmbracă în negru femeii de acolo, să știi. Nu știu, da, să știi că ai dreptate. Da, măi, am fost în zona respectivă și asta este diferența. Mă întrebam de ce se îmbracă femeile în negru când și bărbații în alt. Ori să, da, să fie un bărbat, un... Nu, acela este bărbatul cu care Ana are o relație în acest moment. Pot să spun foarte sigur lucrul acesta. Ea este în acest moment în Abu Dhabi. A fost prezentă la o serie de recepții foarte importante. Am vorbit cu ea zilele acestea, chiar la familia regală. Înseamnă că domnul respectiv e din cercuri foarte înalte.
Da, felicitări, ce pot să... E greu să ajungi în acele cercuri, dar ce mai observ eu în această poză este că domnul este mai mic de înălțime decât ea, nu? E, are tocuri aici. Are ea tocuri. Sunt de aceeași înălțime. Măi, dar ești cârcotaș. Ei, rău. Sunt și eu, am venit și eu, vreau și ăsta. Tu ai venit cu un fostul soț acolo. Da, și dacă ar fi să comentezi ce ai zis tu puțin mai devreme, faptul că ea a mers pe ideea că atâta timp cât ești căsătorit nu e bine să te afișezi cu alte persoane, cred că a ajuns la concluzia că totul chiar a ajuns, chiar e la final între ea și fostul soț. Procesul lor de divorț este în curs de desfășurare? Ia uite, s-a întâmplat ceva prin spate. S-a întâmplat ceva acolo. În spate, a explodat un balon. Să nu vă speriați. Ce teamă ne este nouă de fiecare dată când mai explodează câte ceva. Probabil e o provocare de la emisiunea de la 18.00 pe care o am cu Ștefan la Talk About TikTok. Astăzi chiar avem astăzi o ediție foarte mișto cu un invitat foarte, foarte glumeț de pe TikTok, mai exact cu Sandu Energy. Vă așteptăm la 18.00 să fiți alături de noi. Vezi, și uite cum am prezentat noi și emisiunea ta de la și orele 18. Ai scăpat și de provocare. Vorbeam de Ana Maria. Ea a recunoscut, să știi, într-un interviu că este într-adevăr cu cineva. I-a spus și lui Adiță Voi, cu colegul nostru de la The Exclusive Fiță, cu Adiță, că este atașată de cineva, dar săptămâna asta au fost și mai multe informații și tot venite de la ea. Spunea despre domnul cu care este că nu e român. Îți amintești că eu săptămâna trecută aici povesteam lucrurile acestea? Tu oricum ai zis că știi că ai mai multe detalii, că tu deja vorbisei cu ea. Eu am încercat să te trag de limbă, dar n-am reușit. Bineînțeles că tu știi mai mereu ce se întâmplă. Ai relații în toate părțile și cred că dacă o să am nevoie de ceva, o să te întreb întâi pe tine și după aia... și pe urmă. Aici e o situație mai diferită. Iana este prietena mea și fostul soț este destul de apropiat de mine, dar cu Ana am crescut, cu Ana am mai împărțit și bune și rele. Și mă bucur foarte, foarte mult pentru ea, că a reușit să șteargă lacrimile, să se vindece sufletește, să meargă mai departe și să-și vadă de treaba ei dacă va rămâne sau nu va rămâne cu această persoană. Vom vedea, fiindcă ea este totuși destul de reținută în această perioadă și nu cred că poate iubi cu tot sufletul. Dar viața merge înainte pentru oricine. Nu trebuie să te cramponezi nici într-o căsnicie, nici într-o relație care nu mai merge. Iar dacă ar fi să țin cont de felul ei de a fi, pot spune că, într-adevăr, domnul cu care este ea în acest moment este la un alt nivel. Sau la un nivel pe care și-l dorește ea. Da, felicitări și este într-adevăr la alt nivel. Știu că a vrut să precizeze cu această poză că acolo nu este cumva în apartamentul lui sau în casa lui sau în dormitorul lui, acolo este în biroul lui, adică dacă așa arată biroul lui, gândiți-vă cum arată casa în care el stă. Probabil la aia s-a referit. Dar eu vreau să ne dea comentarii oamenii de acasă, chiar și acum unde ne urmăresc, dar și după aceea pe canalul nostru de YouTube, Wow News, să ne spună sincer părerea lor. Considerați că ăsta este tot un mod de afișare și dacă ar fi trebuit să o facă cumva cu fața, adică să, până la urmă, dacă tot s-a afișat și se vede clar că este un bărbat acolo, de ce n-a făcut-o cu fața sau de ce a făcut-o? Păi nu, face și ea pas cu pas totul și nu știu dacă poți să spui că e o afișare sau nu e o afișare. Tu ai e adevărat. Ei doi au participat împreună la o recepție la familia regală din Abu Dhabi. Și atunci pozele acestea le-au făcut probabil și alții, iar ea a considerat că mai bine își postează o imagine, fie ea și cu spatele, decât să vină tot felul de paparații care să prezinte într-un alt mod. Uite, eu nu sunt de acord diferit. În totalitate cu tine aici, pentru că nu înțeleg poza cu spatele. Adică eu unul n-aș posta o astfel de poză fiind cu spatele, nu știu, cu Laura sau cu oricine altcineva. Să stau cu spatele și n-am niciun peisaj în fața mea să se vadă ceva frumos. Am făcut într-adevăr o poză așa cu spatele și am postat-o, dar
eram, este mai fashion, eram mai poza asta. Eram în fața templului din Sri Lanka, lui Buddha, și nu ai voie să faci poză cu spatele la Buddha. Adică dacă faci poză cu spatele la Buddha, este riși să te aresteze acolo. Și trebuie să stai întotdeauna cu fața la el. Și noi de-aia am făcut-o, dar aici, nu știu ce era sacru, probabil acel fotoliu, încât să postăm această poză cu spatele. Este punctul meu de vedere și sunt curios ce zic și oamenii de acasă. Da, să ne spună și oamenii de acasă ce gândesc pe marginea acestui subiect. Vom vedea, vom mai discuta și zilele următoare. Poate o să mai vorbesc cu Ana între timp, să o întreb de ce nu l-a arătat încă pe domnul respectiv, dar vom mai vedea. Vreau să vorbim și despre alte lucruri care se întâmplă în România și aș vrea să discutăm pe marginea asta economică a situației care este generată de războiul din Ucraina. Poate nu vreau să mai abordez subiectul de săptămâna trecută sau de săptămânile trecute cu familiile de refugiați ucrainieni. Vreau să vorbesc despre scumpirile care vin peste România și pur și simplu îl face pe românul de rând să bage foarte adânc mâna în buzunar. Și dacă ar fi să vorbim despre ultima știre, aceea că un anumit aliment se scumpește cu 50%, plus o să se mai adauge câte ceva, încep să îmi fac foarte multe, să îmi pun foarte multe semne de întrebare și să mă gândesc ce va urma. Este vorba despre ce? Despre muștar. Da? Muștarul se va scumpi, doamnelor și domnilor, în viitorul foarte apropiat, chiar în zilele următoare, când vă veți duce la hipermarket, veți vedea că prețul va crește foarte mult față de celelalte produse. Iar motivul este legat de faptul că semințele acelea din care este făcut muștarul erau importante din Ucraina și Rusia. Situație destul de gravă, poate unii ar spune, dar ce ne interesează pe noi numai muștarul? Dar oricum chiar ne sare muștarul când vedem ce se întâmplă. Sare muștarul la dublu. Să nu vă panicați, micii rămân la același preț. Problema este că dacă îi mâncați cu muștar, acolo este problema, că se scumpește totul. Sau hot dog-ul sau... Da, sau hot dog-ul și alte chestii. Dar până la urmă ne dăm pe altceva, ne dăm pe maioneză, ne dăm pe ketchup. Da, asta e situația, adică... Bine, sunt multe care se scumpesc și, din păcate, ne afectează foarte mult buzunarul, dar... A început cu benzina. Să ne amintim că acum este o nebunie cu muștarul. Am văzut foarte multe știri pe marginea acestui subiect. Însă să ne amintim că în ziua în care s-a aflat că benzina s-a scumpit, au fost niște cozi incredibile pe la benzinării. Oamenii luau și cu punga. Am văzut foarte multe motorină. Cozi. Chiar eram la Constanța și când mai apucam să mă uit la știri, luau cu pungile și le băgau în portbagaj, veneau cu cisternele, adică mi s-a părut exagerat și nu cred că asta este soluția să faci să meargă lucrurile. În alte țări probabil ar fi ieșit la un protest și... Nu, uite, doamna Cristina Bărbulescu din Italia spune că e groaznic și scumpirile aici în Italia, unde uleiul... A luat o razna, de la 1,45 € a ajuns la 2,67 €. Nu mai vorbim de produsele bio. Vreau ca și dumneavoastră, cei care mergeți la cumpărături și ne urmăriți, poate să ne scrieți pe adresa noastră de YouTube, Wow News, ce se întâmplă cu scumpirile, ce prețuri ați văzut prin magazine. Eu de fiecare dată când mă duc, parcă săptămânal plătesc cu 100 de lei sau 200 de lei sau 300 de lei mai mult decât o făceam înainte. S-a scumpit carnea de porc, s-a scumpit uleiul, toate s-au scumpit. Acum în muștar mai aveam și noi baza că se apropie sezonul de grătar, vine Paștele. Și ne gândeam că mâncăm muștar pe pâine. Da, mâncam muștar pe pâine, pe mici, pe hot dog, pe orice. Și s-a scumpit chiar și pâinea. Doar o să atingi mic. Da. S-a scumpit chiar și pâinea. Din ce știu, franzela de 1 leu a ajuns la 2 lei acum. Adică toate se scumpesc, dar astea sunt vremurile în care trăim. Nu avem ce să facem momentan și trebuie să ne adaptăm. Da. Au mai avut scumpiri, au mai venit după aceea și au revenit, dar...
Așa trebuie să trecem, astea sunt consecințele războiului, să sperăm că vom trece cu bine peste toate lucrurile care ni se întâmplă și vom putea să zâmbim și noi românii, să apropie sărbătorile pascale, să apropie și câte o vacanță de 1 mai, să ne bucurăm cumva de tot ce e, dar și având un bănuț în buzunar. A, tocmai asta spun, sunt într-adevăr scumpiri, dar haideți să ne gândim și în alte părți ceea ce pățesc alți oameni. E bine totul să ne mai uităm și în ograda altcuiva, nu doar la noi aici, să ne plângem cumva că s-a scumpit muștarul. S-a scumpit muștarul, este greu, nu zic nu, dar uitându-ne în Ucraina ce pățesc oamenii de acolo... Care mor, care nu au ce să mănânce, care unii... Am văzut, din păcate, în Mariupol, unii oameni care încă mai locuiesc acolo și îngropau vecinii în fața blocului. Adică, da, este dureros. De, să sperăm că războiul nu va ajunge și prin alte părți. În Belgia s-a scumpit la fel totul. 2 kg de ulei sunt 5 euro, spune doamna Mihaela Sava. Ce ziceam eu, că și în alte țări europene sau poate și la nivel mondial lucrurile se vor schimba. Vreau să ne scrieți, v-am zis și pe adresa noastră de YouTube, Wow News, ce se întâmplă la dumneavoastră în oraș sau la dumneavoastră în țară, dacă vă afectează buzunarul foarte tare sau putem deocamdată să mergem mai departe. Și mai departe mergem și noi cu știrile noastre, cu unele mai așa de cancan, ceva mai, picant, mai pe domeniul meu, mai pe online story. Picant, da. Aia și Andrei ce s-au despărțit. A, ce chestie. Bine, prima oară, adică nu vine să cred, n-are. A nu. Doua oară. A, nu, eram puțin ironic, cred că s-a întâmplat de mai multe ori. Da. Și acum ce să comentăm iar despărțirea lor după păi care vreau să comentăm. După care vom comenta iar împăcarea lor. Da, știi de ce? Pe mine mă doare faptul că Aia și Andrei sunt separați. Îmi place foarte mult acest cuplu, l-am avut de multe ori în studio, pe această canapea și mi-ar fi plăcut să mă duc la nunta celor doi decât să le comentez o despărțire. Data trecută Aia a venit aici la mine în studio împreună cu Adelina, prietena ei, și povestea că gelozia afectează foarte mult acest cuplu. Că el nu o lasă cu fetele, că ar trebui să stea numai în casă. Pe de altă parte și Andrei are punctul lui de vedere și consideră că o relație trebuie să se deruleze altfel. Îmi pare rău că și de data asta probabil am să-i invit-o separat, să-mi povestească de ce s-au mai certat în momentul ăsta. Fiindcă se pare că de data asta este ceva prea mai frumos. Serios. Da. Pentru că și-au șters și pozele pe care le aveau împreună, atât ea cât și el de pe Instagram. Nu cred că este o decizie pe care au luat-o ei, au stat de vorbă și au spus ok, haide să ne mai afișem, haide să ne ștergem pozele și să stăm așa ascunși. Mă îndoiesc că se întâmplă treaba asta atât timp cât ei au făcut-o până acum. Acum că și-au șters pozele, cu siguranță a ajuns la ceva mai serios. Dacă înainte se despărțeau și totuși se mai vedeau. Dar știi cum se vedeau? Și l-au cu mașina. Da, adică se vedeau ca doi adolescenți. Ea stătea la prietena ei, Adelina, el venea seara, o invita pe afară. Da, da. Se pupăpăceau ei, așa mai mâncau un covrig și după aia el o ducea până la ușa apartamentului. Da, cred că de data asta frumos. Da. Era frumos, adică da, o amintire pe care am avut tot cu toți în copilărie. Doar că atunci în copilărie noi nu aveam mașină. Bine, eu nici acum n-am mașină, dar în copilărie nici atâta să mă duc să-mi iau gagica cu mașina. O duceam pe jos, o plimbam până în parc. Păi e mai mic Ploieștiu, ce da? Să vei? Da, norocul meu că e mic Ploieștiu. Auzi, știi cum era la noi? Noi ne alegeam iubiți din același cartier. A, da. Sau, mă rog, dacă se putea chiar din acea zonă. Sincer, cam așa era, că păi... și eu la fel am prins vremurile, pentru că nu aveam cum să mă deplasez să văd
altă fată în altă zonă a orașului. Nu era frumoasă. Nu știam pe altceva. Acum e atât de ușor că ai și Facebook, Instagram și așa mai departe, acum mai nou și TikTok. Și ajung câte unii să aibă relații din țări diferite. Păi, virtual. Deci nu vorbim de alte cartiere, alte orașe, vorbim de țări diferite. Da, da, așa, așa e, măi. Aici și ei au fost, au, au avut o perioadă din aia romantică. Din păcate, după ce s-au reunit, după ce au mai stat și și-au jurat dragoste eternă, ia uite, tot aici s-a ajuns. Eu am vrut să-i invit împreună în studio, însă Andrei a avut un program mai dificil și n-a reușit să ajungă în perioada în care mai forma un cuplu cu aia. Așa că o să l-am aici, probabil în edițiile viitoare de Online Story, singur și îmi va povesti ce... ce a dus la despărțirea asta, dar eu cred că gelozia sau faptul că oamenii gândesc diferit și nu ajung la un numitor comun duce aici. Da, apropo de gelozie, ok, dacă asta a fost singura problemă și el era atât de gelos încât nu o lăsa să se vadă cu altcineva pentru că o iubea foarte mult și își dorea cumva ca ea să fie undeva retrasă, să fie închisă în casă, atâta timp cât nu se vede cu el sau nu se vadă cu nimeni, i-aș pune o întrebare acum. Acum că sunt despărțiți, iar ea poate să facă ce vrea, cum se simte? În momentul de față, ea este o femeie liberă, o fată liberă și poate să întâlnească cu alți bărbați, poate să înceapă o altă relație, nu? Acum, adică e mai rău. Acum, pe ea spun, e mai rău. Adică unde a dus gelozia? Uite aici, gelozia se înțelege, gelozia se înțelege, dar cu oarecare măsură. Gelozia există la toată lumea. Cine ce că nu e gelos, ori, nu, ori minte, ori cred că nu are sentimente de ajuns. Da. N-ai cum să nu fii gelos. Doamna Rosalia Intrecan spune că aia nu a prezentat niciodată încredere. E, nu e chiar așa. E, ea este o fire mai... vesel, așa, și de fiecare dată prezentă aici cu zâmbetul pe buze, a creat impresia asta, poate falsă. Mie mi-a plăcut foarte mult de ea și în combinația asta cu Andrei, dar sunt sigură că își vor găsi fericirea fiecare pe drumul lui. Vreau să-i mulțumesc doamnei Popirina pentru mesaj. Este foarte frumos, așa cum îl trimite dânsa de fiecare dată, la fel cum sunt și celelalte ale oamenilor de acasă. Și dacă vorbim de gelozie, mai vorbim de un alt cuplu, Codruț Alexandra și Antonia, de data aceasta. Am avut-o luni invitată la emisiunea mea Online Story pe Alexandra prin intermediul Skype-ului, iar ea a detonat o bombă, așa cumva, o bombă pe care a lăsat-o cu semnul întrebării, dar toată lumea a perceput-o într-un fel. Ea pare că este însărcinată cu Codruț. Ei sunt un pic despărțiți, așa. Nu sunt nici împreună, nici separați. Adică bărbatul a plecat un pic de acasă. Nu e aceeași situație. S-au certat puțin, el a plecat până în Germania. În fiecare zi au discutat. Ea a spus că i-a dat și o veste care îi va schimba viața atât ei cât și lui. N-a spus cu subiect și predicat că este însărcinată, însă a înțeles toată lumea. Asta a dat de înțeles. Wow! Ăsta e un subiect foarte, foarte... Am crezut că o să vorbim doar despre despărțirea lor iar și cum că acum... Și cu infiltrări. Da, acum mai avem implicată încă o persoană, mai exact Antonia. Și tind să cred că este ceva real, pentru că ea a spus că Antonia a declarat că este deranjată, că este tot este băgată în subiectul ăsta Codruț și Alexandra și ar dori să nu mai fie implicată și a spus lui să nu mai caute nici pe ea, nici pe prietenele ei, pentru că nu-și mai dorește nimic cu el. Adică ceva a fost. Da, deci tot acest scandal în media a izbucnit din momentul în care Alexandra a avut acea intervenție la mine în emisiune. A vorbit despre ea și despre Codruț, dar și despre Antonia. Eu am întrebat-o dacă ea a fost geloasă pe Antonia în perioada în care Codruț
părea să facă un cuplu cu ea. Și cred că de aici a izbucnit totul, fiindcă Viperele Vesele au prezentat imediat acest material conform căruia Antonia nu mai vrea să mai aibă de-a face cu Codruț și am înțeles din declarațiile ei că ar mai căuta o Codruț. Deci ceva s-a întâmplat, ceva se, încă se întâmplă, poate... trupul lui este lângă Alexandra, dar mintea și sufletul și inima lângă Antonia. Dar acum, dacă, așa cum ai dedus tu din ce a spus Alexandra, dacă a rămas gravidă, cred că situația se schimbă. Dar din declarația Alexandrei, atunci când Codruț a plecat, i-a spus că de data asta n-a mai plâns, așa cum plângea în alte dăți când el pleca. Nu știa dacă el va pleca definitiv sau nu, dar de data asta a spus că ea n-a mai plâns, a fost mai liniștită. Ceea ce înseamnă că s-a cam obișnuit cu plecările astea, cu certurile. Ba mă cert, ba mă împac, ba vin acasă, ba plec. Știi că cel mai greu e prima oară. Da. După aia te obișnuiești. Spun. Când se va obișnui ea cu plecatul lui, s-ar putea să nu mai vrea înapoi. Să știi că se poate întâmpla și lucrul ăsta. Pleci o dată, de două, de trei ori. Să știi ce cred eu că e acolo. De la distanță ei se iubesc mai mult. Când sunt împreună, lucrurile se complică. Nu se satură. Sunt prea multe pretenții și de o parte și de alta. Eu cred că chiar se iubesc. Cred că se potrivesc totuși. Mie tot la fel ca și în cazul Aiei și a lui Andrei. Îi văd doar ca pe un cuplu. Foarte rar îi percep diferit. Cred și sper să fie împreună și să se bucure de viața asta care ne îți dă o șansă. Eu, sincer, eu n-am înțeles intervenția Antoniei și nu prea cred, cunoscându-l pe Codruț, puțin tel din câte am mai stat noi de vorbă, eu cred că... Eu nu cred că el a luat legătura cu Antonia în fiecare zi, păi da, dar în această perioadă. Din declarația ei, pe care vreau să o citesc acum, mă simt agasată de insistențele lui. Aș vrea să înțeleagă că nu vreau să mai am nimic de a face cu el. Să nu mă mai caute și să nu mai streseze prietenele. Da, el ia în această declarație, vrea să lase de înțeles că... domnul Codruț o caută zilnic și nu numai pe ea. De a face. Da, și nu o caută deci și că închide telefonul și vezi, Doamne, el găsește soluția, da, să vorbească cu prietenele pentru a o aborda. Nu cred, nu știu, poate e așa, poate nu e așa. Eu mă tind să îl cred pe Codruț. Nu am vorbit cu Codruț, dar chiar vreau să iau legătura cu Codruț și să-l întreb cât este realitate și cât ficțiune în acest subiect. Mergem pe declarațiile Antoniei deocamdată, dar eu l-am mai întrebat pe Codruț câte ceva despre Antonia. Iar el a fost sincer prima dată când a vorbit despre ea. A spus că vrea să formeze un cuplu cu ea, însă atunci când a revenit în viața lui Alexandra, dintre ele două, a ales-o pe Alexandra. De ce ar mai fi ales-o pe Alexandra în cazul în care Antonia îl plăcea foarte mult în acel moment? Da, într-adevăr, nu știu eu subiectul. Dacă reușești tu să dai de ei și să-i aduci aici, data viitoare îmi explici și mie ce s-a întâmplat mai exact. Că sunt în ceață, în fiecare săptămână vorbim că s-au împăcat, în următoarea săptămână că s-au certat, s-au despărțit, iar au plecat. Vreau să și chiar să sunt curioasă dacă Alexandra este însărcinată 100%. Exact, aia aveam să citesc acum un mesaj al doamnei Cristina Bărbulescu, care e mereu alături de noi din Milano. Și am zis că vin, dar nu știu când o să vin la Milano să bem acea cafea. Ne-a spus așa, poate dacă este însărcinată, poate acel bebeluș îi va uni, Doamne ajută. Un bebeluș, într-adevăr, te poate uni, dar nu poți să forțezi o relație doar pentru că a venit un bebeluș. Că poate voi nu vă înțelegeți și faceți așa mai rău. Așa este. Dar știi ce a declarat Alexandra? A declarat așa că indiferent dacă această veste îl va determina sau nu, pe Codruț să se întoarcă în viața ei, pentru ea e o minune.
Nu, e ceea, clar. Ceea ce înseamnă că își dorește foarte mult acea minune, da, da, în ciuda faptului că are aceste divergențe cu Codruța. Poate să țină minunea și să o crească singură, știi? Că așa se mai întâmplă și contează foarte mult să gândești pozitiv. Da, acum numai din declarațiile pe care mi le-ai spus, e clar, adică asta cred și eu, că este însărcinată. Multă sănătate și fericire dacă este așa. Și la fel, așa cum ai zis și tu, să gândească pozitiv. Așa, e să gândească pozitiv, multă sănătate și fericire. Și sărbătoritei noastre de astăzi, o persoană deosebită, o persoană pe care mi-aș fi dorit foarte mult să o avem prin intermediul Skype-ului. Să-i măcar față în față alături de noi. Skype. Dar dacă nu s-a putut, fiindcă doamna Geta este mama la film. Mama Geta este la filmările unui videoclip de suflet cu copiii ei, cu Iancu, cu... I-am văzut dechisiți și pe Milan, foarte dechisit. Geta, așa cu Ileana, cu Culiță, da. Deci toți vor filma un clip, filmează de fapt în aceste clipe un filmuleț, un videoclip foarte frumos, care cu siguranță va ajunge la sufletul dumneavoastră. Noi de aici vrem să-i transmitem un sincer la mulți ani, să-i spunem că o iubim foarte tare. Pentru mine este o doamnă specială pe care o îndrăgesc și n-am cuvinte să o caracterizez cât este de specială ca om. Să crești 4 copii singură, să fie atât de puternică și atât de veselă și atât de tonică pentru mine. Da, atâta energie mai rar. Vreau și eu să, mama Geta, să-ți urez un călduros la mulți ani și să te țină Dumnezeu 200 de ani lângă noi, ca să faci în continuare acea brânzică, cârnăciori și unculiță și așa. Bine, nu doar de asta, dar și de asta. Să ne mai trimiți și nouă câte un pachetel, că mi-e tare dor de brânza aia, m-a nebunit. A zis că vine pe data de 10, aici, 10 mai, în București, atunci când Iancu va lupta cu Ovi Neveu. Cred că voi fi și eu prezent acolo. Și mi-a promis mie că o să ne aducă niște brânzică, niște șunculiță de la dânsa, din producție proprie. Da. O să fii prezent acolo. Trebuie și Iancu a fost prezent și aici în studio și a vorbit anumite lucruri despre gală. Vreau să vedeți și dumneavoastră pe adresa noastră de YouTube Wow News ce a povestit Iancu acolo. Iar săptămâna viitoare va veni și adversarul lui Ovi Neveu la mine în emisiune, îl voi descoase și voi vedea dacă va putea să-i dau o replică pe măsură lui Iancu. O să... Cred că am și reușit, dar voi mai încerca totuși, să fiu sigur, să mă infiltrez, să fiu și eu acolo, ca să vin cu detalii după gală. Avem voie, vin și eu, că acum s-a dus pandemia, ceva... putem să participăm la știu eveniment. Știu că este ceva restrâns și nu vor să facă ceva prea mare, nu vor să implice public, dar invită doar anumite persoane. Sper și eu, am vorbit cu cel care s-a ocupat de toată treaba asta, și a spus că voi fi și eu prezent. Acum o să mai întreb o dată de două ori să fiu acolo, ca o să vin și aici. Dacă cu nu apelezi la mine, dacă pentru că eu sunt deja invitată la gală. Aia da? Zic, tu mai de-aia. Ce ți-am zis mai devreme? Dacă am o problemă, rezolv cu tine întâi și după aia cu... Deci băi, producătorul îmi pare rău, ești degeaba. Dacă nu vorbesc când cu Cornelia, tu n-ai. No, sunt sigură că tu vei fi acolo, ai fost și data trecută prezent. Dacă te lasă bebelușul să fii prezent, asta e cu totul și cu totul altă discuție. Dar azi n-a fost vorba despre Iancu, a fost vorba despre de mama Geta. La mulți ani, doamnă dragă și frumoasă, să vă bucurați de tot ce aveți în viața dumneavoastră, de la copii minunați până la nepoți frumoși, și să ne încântați și pe noi cu felul dumneavoastră de a fi pozitiv. Felul de mâncare. De fiecare dată aici la noi în emisiune. Și abia vă așteptăm cu brânzică. Da, uite, așa am încheiat noi emisia, într-o notă pozitivă. Așa îmi place mie, să fim veseli, să ne bucurăm și noi de viață, să mergem mai departe. Să te felicităm încă o dată pentru minunea din viața pentru ta. Pentru cei care n-au văzut. Asta e pentru cei care n-au văzut. Am primit un cadou, ca să știți, de la echipa mea dragă și frumoasă. Eu v-am explicat mai devreme ce... Nu mai stau să mai repet, uitați că mai ridic aici puțin.
avem aici și data în care s-a născut Zen și ora și tot, coordonatele, că era la Constanța. Și mai am și pe spate aici un mesaj. Eu vă iubesc și vă mulțumesc din suflet și abia aștept să-l pun acolo pe perete și să-i explic când o să fie el mai mare, să-i povestesc tot. Am filmat chiar și când eram în clinică acolo, așa pe scurvă mai zic o chestie, am filmat când eram în clinică, filmam pe afară, că se vedea marea și-l filmam și pe el. Și ziceam, uite tati, ce făceai tu la o zi de naștere. Și când o să fie mai mare, o să-i arăt. O să-i arăt și cum era cerul în, în dimineața în care s-a născut el, la 4:15. Vă mulțumim mult de tot că ați fost alături de noi. Vreau să ne transmiteți pe adresa noastră de YouTube toate gândurile dumneavoastră bune. Acelea bune vreau să le citesc. Data viitoare o să vă prezint și o serie de mesaje de acolo. Acum nu am putut, fiindcă am fost foarte curioasă ce se întâmplă cu Sorin, ca și tătic. Deocamdată atât a fost pentru astăzi. Să aveți o după-amiază frumoasă. La revedere! Un weekend minunat pentru că urmează weekend.